Decizia Consiliului de Observatori al Moldova Gaz privind aprobarea auditului extern al datoriilor istorice nu este o noutate. În cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, șefa statului Maia Sandu a menționat că s-ar fi mirat dacă respectivul Consiliu aproba auditul din motiv că majoritatea o deține Gazprom. M-aș fi mirat dacă ar fi acceptat rezultatele acestui audit, dar acum nu ne interesează dacă acceptă sau nu acceptă. Noi avem probe, avem dovada unui audit făcut la nivelul standardelor internaționale, prin care se spune că datoria Republicii Moldova nu este de 700 și ceva de milioane de dolari, datoria Moldova Gaz e de 9 milioane și aici tot întrebări la Gazprom avem, pentru că, repet, Gazprom e acționar majoritar la Moldova Gaz și e responsabil de eventuale datorii. În același timp, șefa statului nu crede că Gazprom ar sesta livrările de gaze atât în regiunea transnistreană, cât și pe malul drept al Nistrului. Însă, în cazul celui mai sumbru scenariu, Republica Moldova are posibilitatea să diversifice resursele energetice de la alți parteneri. Noi putem să cumpărăm gaze naturale și pentru regiunea transnistreană, evident, contraplată, deci asta este soluția firească. Altfel, evident, pe partea de curent electric, România este o sursă, chiar dacă nu avem suficiente capacități. Ucraina nu e clar pentru moment, deci la moment ei se pot asigura și au aceste capacități, dar dacă Federația Rusă va începe să bombardeze așa cum a făcut-o iarna trecută, evident că Ucraina nu va avea capacitatea să ne vândă nouă curent electric. Amintim, Consiliul de Administrare al companiei Moldova Gaz nu a aprobat raportul de audit al datoriilor istorice pretinse de concernul rus Gazprom. Subiectul inclus pe ordine de zi a ședinței Consiliului, astfel din cei 6 membri ai Consiliului de Observatori, 4 persoane care reprezintă Gazprom au votat împotrivă. În același timp, într-un comunicat publicat ieri de Gazprom, se menționa că partea moldovenească a fost notificată în prealabil despre această circumstanță, dar nu a întreprins nicio acțiune pentru a o elimina.